Perugi a programat pe 1 februarie. A doua zi, constanțenii vor reveni în România, iar pe 4 februarie joacă în deplasare cu Dinamo în etapa 22 a ligii 1. Și tenis, spaniolul Rafael Nadal este în finala masculină de la Australian Open după un meci epic împotriva bulgarului Grigor Dimitrov. Ibericul s-a impus la capătul unei partide de maraton de 5 ore, câștigând cu 6-4 în setul decisiv și va disputa a 21-a finală de mare șlem din carieră, prima după 2014, când a câștigat la Roland Garros.